După dușul rece de la Brebu, elevii lui Octavian Grigore revin în fața propriilor suporteri pentru partida din cadrul etapei cu numărul 20 a campionatului județean de fotbal, Liga a Prahova, adversara Lupilor. Petrolul Băicoi, ocupanta locului 6 cu 31 de puncte în clasamentul la zi, vine pe Ilie Oana după o victorie categorică, 3-0 în fața Lanternei Roșii, Unirea Cocorăști-Colț. În partida tur la Băicoi, petroliștii din Ploiești s-au impus cu un categoric 4-1. La acea vreme, Ilie Dumitrescu semna primul hat-trick după ce Jean Prunescu deschisese scorul chiar în debutul partidei. Pentru gazde, Codreanu redusese din handicap cu 13 minute înainte de final. Partida dintre Petrolul Ploiești și Petrolul Băicoi se va desfășura pe Ilie Oana sâmbătă, 1 aprilie, la ora 17, iar la partide sunt așteptați ca de fiecare dată peste 4.000 de spectatori, scriu cei de la Sport Online pe h.ro.